a început acțiunea de pulverizare aeriană a tratamentelor pentru combaterea insectelor dăunătoare la Drobeta Turnul Severin. De astăzi, timp de o săptămână, ele se vor efectua zilnic pe întreg teritoriul orașului, atât dimineața cât și seara, în funcție de condițiile meteorologice. Produsul biocid folosit pentru combaterea insectelor este avizat de Ministerul Sănătății și nu pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor în concentrația utilizată. După tratamentele efectuate cu aeronave, primăria va începe și tratamentele de la sol pentru combaterea insectelor dăunătoare. A demarat acțiunea de combatere a biochimică pe care o facem an de an în municipiu. Și anul ăsta s-a făcut un contract în urma achiziției publice. Vor fi 3 misiuni de zbor eșalonate pe perioada întregului an. Acum se desfășoară prima misiune de zbor. Sunt 4 zboruri care se vor acoperi întreg municipiu, întreaga suprafața municipiului și făcându-se acțiune de combatere a bolilor și dăunătorilor la arbore, arbuști, cât și combaterea pentru insectele de disconfort, țânțarii, muște, viespi și așa mai departe. În ciuda vremii nefavorabile, primăria a început aceste tratamente doar pe cale aeriană pentru moment. În perioada următoare vor începe și pulverizările la sol în spații verzi de pe aliniamentele stradale, spații deschise, parcuri, spații verzi aferente blocurilor, locuri de agrement, terenuri de sport. Substanța folosită este Solfactrio cu acțiune imediată, dar și repelentă. Păcate, vremea nu ne ajută pentru că trebuie să avem o perioadă de soare să putem să aibă eficiență 100%, dar atunci când plouă, întrerupem această activitate, vorbim de faptul că pulverizăm din aer cu celebrele avioane, cum le știu și severinii de ani de zile, pentru confortul severinenilor, deci în primul rând împotriva țânțarilor, dar în același timp și împotriva căpușelor, a păienjenilor, a muștelor. Mergem pe două variante, atât pentru confortul cetățenilor, dar în același timp și pentru protejarea vegetației. Aceste substanțe protejează inclusiv parcurile, vegetația din parcuri, copacii, florile, arbuștii. Eu zic că este o operațiune care o facem an de an, extrem de benefică pentru municipiu. De asemenea, în perioada următoare, atunci când vremea va fi, într-adevăr, vom avea mai multe zile călduroase, vom demara o procedură și în parcurile din municipiu. Primăria orașului Drobeta Turnul Severin a înștiințat și Asociația Crescătorilor de Albine, deoarece în perioada efectuării tratamentelor de combatere a insectelor dăunătoare poate avea de suferit și populația de albine, iar crescătorilor le este recomandat ca stupii să fie închiși în următoarele săptămâni.